Avocatul Daniel Iona subliniere cu acuzații dure, după ce a fost la un pas de moarte, grija lui a fost să subliniere targ urmele. Avocatul Daniel Iona a oferit primele declarații, după accidentul suferit marci, pe autostrada 1, la kilometri 32. Maina a fost distrus în totalitate, iar avocatul a fost dus în sala de operație, unde medicii au efectuat o intervenție chirurgicală la antebra. Într-o intervenție la Antena 3, avocatul le-a mulțumit tuturor celor care au avut un gând bun pentru el. Iona subliniere cuvine în sublinierei cu acuzații dure, el spune ce subliniere oferul vinovat de accident a vrut să subliniere targ urmele incidentului subliniere a încercat chiar să creeze o altă teorie. Le mulțumesc din toată inima mea celor care s-au gândit la mine, pentru ce nu credeam ce dintr-un accident care putea fi fatal pentru mine ce există o asemenea empatie socială. În genunchi, rugându-l pe Dumnezeu să le dea tot ce e mai bun, le mulțumesc din toată inima mea. Să fiu sincer, nici eu nu știu cum s-a întâmplat. Mi-am luat toate măsurile de precauție. Înelegând ce există participanți la trafic care circul cu o viteză nepermis pe carosabil, am găsit de cuvinsele în cuvine zambele benzi pentru a nu le sta în cale. M-am trezit cu un tir cu o viteză pe care eu o apreciez la 130 de km pe oră. Pot să spun în detaliu ceea ce am simțit. Sunetul acela de fier, de geam spart, de sticlă care vine în pere, de sânge, e ceva absolut îngrozitor, a declarat Daniel Ionacu, la postul de televiziune Antena 3. Avocatul mărturisește ce șoferul camionului care l-a lovit a încercat inițial să targ urmele de la locul accidentului. Singura lui grijă a fost să stearga urmele, pentru a crea o altă teorie. Sigur că am reușit să mă dau jos și am filmat. Grija lui a fost să steargă urmele și să spună că i-am tăiat calea, iar după ce a fost filmat atunci a sunat la 112, a mai spus avocatul.